Azi, fără precedent, în județul Dâmbovița, un elev de clasa a treia, considerat agresiv de către toată lumea, învață acum singur în toată școala din Valea Voievozilor, în comuna Răzvad. Băiatul a fost mutat disciplinar de 3 ori până acum, asta după ce niciun părinte n-a mai vrut să-și mită copiii la ore. Părinții anunță că vor să protesteze față de prezența elevului, despre care spun că este agresiv, atât cu elevii cât și cu profesorii, în fața Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, adică exact în fața instituției care a aprobat mutarea elevului la școala din Valea Voievozilor. Comitetul de părinți al școlii a chemat în ajutor pe reprezentanții autorităților județene cu atribuții în domeniu și vor avea o discuție în cursul zilei de astăzi. Contactați de cei de la edupedu.ro, reprezentanții Ministerului Educației n-au formulat până în acest moment niciun punct de vedere.